Sediul guvernului a fost luat cu asalt aseară de procurorii anticorupție. Potrivit unor surse guvernamentale, anchetatorii DNA au fost interesați de activitatea Secretariatului General. Dar mai multe amănunte știe colega noastră Roxana Ciucă. Roxana, bună dimineața! Ce ai aflat? Ce anume vizează procurorii? Bună dimineața, am găsit tuturor. Aseară foarte târziu, procurorii de la Direcția Națională Anticorupție au descins la guvern, mai exact la Secretariatul General al Guvernului. S-au ridicat de acolo foarte multe documente, s-au verificat foarte multe acte la fața locului. Nu este exclus sub nicio formă ca astăzi la Direcția Națională Anticorupție să auzim de persoane cu funcții înalte care vor veni să dea explicații. Potrivit unor surse foarte importante din cadrul DNA, vizat ar fi Mihai Busuioc, cel care se află la cârma SGG-ului. Vorbim de acel Mihai Busuioc, care știm prea bine, a fost demis de Sorin Grindeanu, iar mai apoi în locul domniei sale a fost pus Victor Ponta și s-a răsat cu foarte multe plângeri la Direcția Națională Anticorupție, un dosar extrem de interesant. Vedem până la urmă care va fi finalizarea acestuia.